Nope, de ce nu-i? M-am întors puțin și am făcut această acoladă mare. Pentru că numai întorcându-le la rădăcină, respiritualizând bagajul anatomic, trupul acesta, care așa cum spunea un alt coleg de-al meu, pentru mulți nu înseamnă decât un tub digestiv de care sunt atârnate niște organe de excreție sau de reproducere. Ei bine, noi trebuie să recaptăm forța ancestrală a neamului din care ne tragem, să nu ne fie rușine să spunem cine suntem, să ne punem semnătura pe identitatea noastră, iar obraznicilor care ne sfidează, care ne iau inima și rărunchiul patriei, obraznicilor care spun că suntem veniți de aiurea și că suntem o țară de hoți, de tâlhari și de țigani, aceste corcituri trebuie eliminate fără milă, eliminate din viața publică, eliminate din discursul nostru, eliminate din existența noastră. Pentru că produc foarte mare rău și ne abuzează mentalul copiilor noștri care cred că ei sunt sămânță de țigan, care învață să asculte doar de manele. Nu țiganul etnic, țiganul comportamental. 200 de ani, domnule Florin, 200 de ani de la eliberare până astăzi, noi nu am românizat țiganii. În 20 de ani am țigănit România. Noi românii am țigănit. Adică nu țiganul, Nu! Când spui asta, am repetat-o să nu se sesizeze discriminatorii. Nu. Am spus, ești țigan, ești armean, ești evreu, ești... Bă, dacă ești lângă mine și tragi de această căruță numită România, în sensul ca să refacem grădina Maicii Domnului aici, ești fratele meu. Dar de un neam cu mine și frate de sânge să-mi fii, când te văd că ești trădător, ți-am luat cap. Și de păcate avem mulți din ăștia. Nouă rău nu ne vine de afară. Nouă rău ne vine dinăuntru. Asta e nenorocirea. Cetățile nu se prăbușesc de berbecii de afară, de catapultele de afară, ci de trădările dinăuntru. Domnul general. Și iertați-mă, de trădare dinăuntru n-am dus lipsă neamul nostru. Problema este că în loc să ne pedepsim trădătorii, îi pupăm. Și le pupăm și mâna ticăloasă. Domnul